Doamne ajută, fraților! Am venit în vizită la Mâtnicu Mare, în Caraș. Turmă frumoasă de oi. Doamne ajută! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Să trăiți, Johnny Guguleanu? Adi, mă. Adi! Doamne ajută! Câți oi aveți aici? 1000. 1000 de oi? Văd că aveți și măgari. Da. Tare frumos. Să înțeleg cu oile. Da. Și cu lapte aici în turmă cât aveți? Nu niciuna. Nu niciuna. Doar sterpele. Doar sterpele. Da. Și mai sunt mii, la câteva mai mici. Mii. Mai aveți acasă? Mai avem acasă. Cu lapte, da? Da. Cât aveți? Mai aveți vreo 600. 600? Hai de viața mea. Sunt toate al dumneavoastră? Da. Da? N-am mai filmat așa de multe. Un singur proprietar, 1600. Să aveți noroc de ele. La toamnă o să fie toate. Poftim? La toamnă vor fi toate aici. A, la toamnă, le împreunați? Da. Văd că au iarba aici să mănânce. Au, da. Nu mai sunt animale aici, nu mai eu. Nu mai ține lumea, nu, nimic. Da. Nu mai fost să formă, ai de sus, da. S-a îmbolnăvit, am înțeles. S-a îmbolnăvit, s-a vândut. Asta e ce să faci. Da, da, da. Și dumneavoastră unde aveți Ivanu? Tot pe aici? În partea aia, înțeles. În față, acolo? Da. Nu merge tot de rată, s-a făcut. Da. Până de seara. Dar aveți familie mare, dar aveți atâtea de mulți, ne vă descurcați. Da, părinții, mai am 4 frați. A, asta-i. Nu spun noi frate, un frate mai, doi frate în timp. Care se ocupă, zic, de animale cu care... Nu, nu mai eu. Da? Nu mai eu și părinții. Și cine face fânul, s-a-l cumpărat? Mai și cumpărăm, dar în mare parte tatăl meu. Tata? E mai tânăr? Acolo, aici îl cumpăr. Da? Da. Nu e mai tânăr, că e și el destul de... În 56. 56, mulți dar, înainte, e tânăr. Dar încă n-a. A 56 de ani. Nu-i chiar, încă mai poate, cum e. Ha, ce faine sunt. De la câte voi ați pornit la început? Părinții. Părinții ei ori pornit. De la cât? De la... Păi, nu știu, 10, 15. De la 10 ori pornit? Da. Tată, mama nu prea așa cu voi. După aceea s-o dădat, cum s-o zice. Da, da. De la 10 ori să ajungi la 1600, e lucru mare. În câți ani? 30 de ani. 30 de ani. Oricum e mult cap de oaie. Aia mai crescut noi și atunci am preluat eu. Da, da, da. Creșterea mai departe. Cu șacale aveți probleme pe aici? Vin? Este, da, și lup. Și lup? Și lup. Ați avut probleme? Da, n-am avut probleme să-mi intre, că am câini buni. Sunt călandru și astea, alte mai... Dar... Numai ăștia doi aveți? Nu, 4 am. 4? Nu am de tot cu cățelul. Mă... De la umbră, da, dacă... Da, da, da. N-aveți un câine de întors? Am, da, mi-a dus cineva la montă. A, am înțeles.
Ce faci, ui? Ui, floranule? Gălbuile? Ce rasă e ăsta galben, da nostru? Azi am ceva de la corcitură. Da. Da. Nu-i pur. Și lupul o da și el atacul? Da, aici dă, dar nu am o treabă cam cine bun tot. Nu a reușit să ia nimic. Dar măgare, că mulți zic că dau și ei alarmă când vine sărbăticiunea. Simt. Da? Simt? Simt. Simt. Și fac zgomotul ăla lor cum fac? Urlă. Urlă? Am auzit asta, că dacă ai un măgar în turmă, da, avertizează... Este și măgar care e mai nezdrăvan, mai rău, mai... Da, da. Da, care e măgar cu minte, da. Vă descurcați singur la 1000? Am stat cu 1302 luni singur. 1302 luni. Acum am prins mai multe miele și tineretul cât aici. Da, da. Ale metunțele tineret. Le mai schimbat, le mai... Păi da, dăm bătrânele, oprim tineretul și tot așa. Da, da. Dar nu le mulgeți, le mulgeți? Da, ca să sigur, de două ori pe zi. Alea 600, da? Acolo am un om. Da? Ați găsit că e cam greu cu ei. Da. Cam greu cu oamenii. La 1 septembrie, am înțeles. Acum mai mulți atât. Păi cum Dumnezeu nu, că după aia le împreună, dacă nu se mai mulg. Da, pe nu, mai din 15 august nu le mai mulg. Încercăm să băgăm berbeci în ele. În 15 august? Să aleg. Da? Nu în 15. Din 15 le lăsăm o dată în zi, noi nu băgăm până în 20 septembrie. 20 septembrie, mai târziu. Dată din 10 septembrie. 10-15 februarie, ce-a fi. Da. Ăștia-s mii, să fac mii, mii. Păi ăștia-s mii din 10 februarie. 10, alții 15 februarie încolo. Na, cum poate, că nu poate toate odată. Da, da, da. Și mii dați de Paști? Da, eu îmi dau de Paști. Să fac? Păi 15 februarie, ăștia, până la Paști. Sigur, ăștia care-i vedeți, ăștia-s toți din 10-15 încolo. A, ce iarbă au aici. Apă? Este. Apă, da, am aici, așa am asta mai sacă, nu e permanent, acum ce mai e, mai plouat, anul ăsta plouat. Da. Mai mult. Anul ăsta a fost da, mai bun. Am o artezică, are cam 20 de metri lungime. Aia e minune. Da. Și oamenii, toți oamenii din sat, de acolo eu. Da. Așa, în general, aici, când ele nu sunt așa bași, ne pun de spolate, pentru consumul din astea. Dar aia, e bună. Chiar am și filmări arăt cu telefon, cu glavă lor. Ai seama că la atâta oaie trebuie apă neapărat. Câte luni are galbenul ăsta? Da, de nu 5. Da, da, da. Acum aici era nefăcut de vară, până când am făcut. Bă, e făcut și acum. Nu, nu e făcut. Bă, ce iarba, mă. O tavă. Cuțu. Iancu. Iancu. Iancu, ne. Da, mă. Iancule. Vei, Iancule. Iancu. Pe TikTok, mă. Am băbat pe TikTok. Mare poate. Acum am făcut, l-am ridicat. Dar nu fost la munte, el nu a fost la munte. Am fost și la munte. Ei, l-ați avut și la munte? Am fost la munte,
De vreo 3 ani nu mai merge cu fata mea pe aici. Și unde, pe Țarcu? Sau aproape, pe ce? Aproape, da, aproape de Țarcu, pe munții aia, la Orășeni, dacă știi. Că... Eu am avut și eu, nu cunosc, eu am avut pe Țarcu. Muntele Mic, Muntele Mic, asta aici. Hei, bălule! Hai că stăm... Hei, bălule! Vine mașina, bălule! Și la munte, nu v-o strica nimic? Nu a venit ursul, lupul? Ba, a mai venit lupul, bătea lupul tare. Bătea? Bătea ursul, da. Da? Bătea și ursul, dar ursul nu mi-o strica. Da. Și lupul? Lupul nu strica, dar numai mii de astea mici. Mii de mici? Da. Și venea seara, noaptea sau așa strica pe zi? Pe zi n-am avut treabă, dar numai noaptea. Noaptea? Da. Era atunci o perioadă de altă mașină. Venea lupul pe vreme urâtă sau și normală? Și. Până, bine, n-a fost greșeala noastră, că nu era nici acolo de ani de zile de rata la târlii cărcate. Erau urzițile peste mine mari și venea venea zi și nu mă trăgea. Da. Scoteau câinii, dar nu mai era bun. Nu mai era bun de nimic. Oricum, muntele munte. Și după aceea mi-a venit mie în cap și am mai avut un cioban care tot am făcut pe la munte. Hai să... Să călcăm, nu, să călcăm cu oile, cu făină după noi, tot de arata, și am făcut vizibilitate la câine, așa că 20-30 de metri și n-am mai avut. Da. Ce sunt, măgărițe? Nu mai e licastrat. De două sunt măgărițe. E cu minte? Da, tot. Ce faci, băi, cum îl cheamă? Negruciu. Negruciu. Băi, negruțul, băi! Băi, negruțul lui tata! Ce frumos e! Mușau pe ei, o... Da? I-ai avut și la munte sau n-au fost atunci? Da? Sărină! E, mă, se mănâncă bună, de fapt! Frumos! Până așa, în fine! Da. Fain de tot. Mie îmi plac și măgare. Nu mai e altă, nu prea stă așa. Da? Nu-i cu minte. Nu e așa blândă. Nu e așa prietenoasă să steie ca ăștia, să pui mâna, nu prea îi place, dar stă, dacă pun sau nu. Da. Ce faceți, lui? Se bucură și localnicii că nu mai trebuie să cosească prin fața casei. Da. Curăță locul. Toată zicură, ele mâncă. Da. Aveți și băle, și bucălăi, și breze, de toate. Amestecate. Da, nu e nimă oroasă. Da. Bine, avem și mascul tot așa.
Tot amestecați. Mai majoritatea la mascul nu. La mascul avem doi spălți, doi breși și restul nu mă bucur. Nu v-ați axat numai pe breze sau pe băle sau pe... Brezele sunt prea pertenția. Brezele? Da? Oi mare, într-adevăr. Da. Văd și eu astea. Astea care le am eu și berbeci. Da. Eu diferent. Sunt mari, nimic de zis, alte, nu-s rele de lapte, nu... Dar sunt mai sensibile. Sensibile, un pic, dacă nu le-ai... Nu le-ai dat drumul la timp să mânce sau le ții o zi, dar un exemplu ai de lucru și o zi le ții, două, trei, deja e bai să te. Da, da, da. Așa nu au treaba. Și la drum nu rezist. Nu? Dacă le forzez la drum, pică repede vreți. Da? Nu au rezistență. Șacali sunt mulți pe ei sau? Da, sau? Este pe grupuri. Da? 15-20. Bă, rei, bă. 15-20? Da, nu-i vreau, că nu începi să urle și se vine să te ridică și se păr în cap. Păi bine că nu vin 15-20 la turmă. Nu vin șacalul, nu vin. Nu? Nu vine niciodată șacalul la turmă. La turmă, la tălatăr și un cățel de întors. Nu vine. Nu vine, doar dacă se descoperite și nu este nici un câine, atunci da, așa ce te cap. Dar restul nu vine. Da, da. Pe schimb lupul, da. Lupul nu-i frică. Lupul nu-i frică și lupul atunci. Lupul și cu câini, dacă ai bun, încearcă. Și dacă l-a stricat odată... Te mai încearcă de multe ori. V-a încercat-o mereu. Da, da, da. Da, lupul e periculos. E periculos că le omoară. Le omoară, le... Tare, tare, tare periculos. Le dau înapoi de aici? Da. Multă oaie. Iancule, bă, Iancule, tata. Asta e o formă de măgar un pic mai mare, un pic mai înalți. La parc e mai mic. E frumos, stau oile, nu aleargă, se învârpe aici. Adi, și vrei să le mai mulțești? Nu. Nu mai? Ajungi 1600? Și mai fac, îi dau din ele. Mai dai din ele? Da. Ui, ai căzut.
că nu mai eu cu tatăl. Nu, tu cu tata, oricum sunt multe, 1600. Și acum mai pe vară mai găsești, dacă se iarnă. Peste iarnă nu găsești oameni. Nu mai găsești oameni cum... cum a fost odată și cum îi mai găseau. E greu cu oamenii. N-are rost să ne împingem, că după aceea noi ne rupem de oase. Da, cum? Oricum, e mult animal așa, aici. 1600. Aici, 1600. E bine că puteți în doi oameni. 1000, am mai avut și 1000. Da. Dar sub 1000 n-am avut nicio, tot mai mult. Da. Tot așa. Oricum, la numărul ăsta de animale, imediat le mulțești. Chiar dacă dai 600, îți dai seama, anul viitor, iar ai 500, minim. 300-400 de mii odată. E cald. Acum am peste 300 de miele. 300 de miele? Astea care sunt netunse. Bine, mai azi din ele care sunt mai crude, mai sug. Da, da. Care sunt mai micuțe. Hei, se fac ele până la anul. Păi se fac și... Și brânza sau dați laptele? Dăm laptele. Dați laptele, da, la tank? După facem. E mult mai ușor așa. Pentru noi, mai ceva comenzi avem. În toamnă. Anul. Da, mai încolo un pic. E bine că dați laptele, că nu mai aveți treabă cu făcutul de brânză. Mai... E muncă. Nu poți, e muncă. Da, să faci și brânză, să faci. Oricum e mult mai bine să dai laptele. Și la mulți. Cu brânza ai de stat. Da. 2-3 ore. Ca liniștit. Liniștit. 2-3 ore la o tură. Păi la o tură, da, la o tură. 6 ore le pierzi, 7 ore pe zi. E super, dacă ai unde să dai laptele la tank. Da, vine acasă. Vine acasă. E foarte bine. E foarte bine, ia ori. Să facem, nu avem ce face asta, ne chinuim. Mai așa, mai așa. Da, cum putem și noi. Mai le mulțim, mai le dăm, mai le... așa ceva. Da. Anul trecut nu am fost aici, două luni de zile. Nu? Două luni de zile singur. Singur cu toate. Bine, erau 1300. 1300? Păi da, tot. Am dat 300 de bătrâne, o tură de bătrâne. Au multe și acum o să am, dar nu o să am prea multe. Da. Tot scos. Și a fost o serie când am oprit. Alea s-au dus toate. Până la câți ani le țineți? Ce înseamnă bătrâne? Bătrâne până nu mai are din în gură. Da? Da, eventual numai dacă se strică. Da. Atunci vine data, dar restul... O țineți. Exact. Rasa asta e rasa lor care e... Rezistentă. Rezistentă. Sucana noastră, da. Asta rezistă oriunde. Asta-i dai eu, în fânul ăsta, îi dai o mână de porumb. Da. Le-ai pace. O lași în lumea ei, nu întorci, nu aici. Dar sunt grase, sunt frumoase. Ah, ori mai dat o țără înapoi. De la căldură? Nu. Eu nu sunt venit aici, asta e a treia săptămână de vine. Da? Două săptămâni sunt venit cu ea. Că au schimbat... Dincolo e locul mai mic. Fiindcă n-am avut un om și a fost în trei călduri. A fost mieluțele cu mamele. Plus ce am dat. Da. Și plus ăștia tineret au fost în trei căduri. Zic, mai nu le împreunăm că tot altfel mai ușor se caută mamele cu mieluțele. Normal, da. Sterpele iar nu au fost așa multe, alea nu au fost chiar să zic cărduri potrivite, așa, până da, 500, da, în jur de 500, da. În jumătățite. Și le-a mers foarte bine, dar da, și atunci ciobanul la un cărd, tatăl meu la altul, eu la mânzări și și acum ori s-a revenit aici. Da. O să mai săci un pic. Da. Nu cu mult, dar s-a văzut diferența că nu mai este mâncare. Că s-a rost pe același loc băteam. Da. Să seamene, mai era ogoare, nu era bine cu ogoare. Și multă lume a început să seamene. Unde să mâncare? Nu, aici văd ca o mâncare... Hai să le tungem, că nu erau nici tunse atunci. Da. Hai să le tungem și după aceea le... Ne-am împreunat. Aici au mâncare, ai de viața mea. Pe aici pot să le aduc și pe alealte. Păi da. Liniștit pot să le aduc. Păi și nu le aduceți.
Păi nu le aducă. E acolo tancul. Stai aici, laptele trebuie să-l duci acolo. Da, să aduci tancul aici. Asta e cea mai bună variantă, să aduci tancul. Poți să aduci tancul aici, nu e o problemă. Păi da. Faci un loc și... Da, da. Păi ca să fie, să fiți tot la una. Da, bine, acum avem deja. Oricum, în două cărzuri diferite, ca să nu... S-o deschis acum miriștile, dar noi au pus mult la neje. Da. Greu. Și-or... 30 ceva de hectare. Și-l-a semănat? L-or trăierat. Așa, trăierat. S-o deschis acum mult și noi. Dar da? Eu nu mai le duc. Dacă pot să le-aș putea duce la greu. Da, da. Dar am și aici prea bună rânduială, sterpe, nu se mulc. Da. Au să mânce, numai să roadă să poată să o tăvească mai bună decât ai. Da, da, da. Frumos, frumos. Adi, îmi pare bine că te-am întâlnit. Sper să ne vedem la toamnă când sunt toate. Tot pe aici le ții, nu? Le aduc la toamnă. La toamnă le aduc, din septembrie, octombrie le aduc pe toate. Ori le duc acolo dacă pune... Dacă, că la noi de obicei pune ridic. Ridic? Da. Și ăla e mult. Pune lumea? Nu, ridic? Danez. A, danez? Sarea pământului. Și ăla e mult mai bun, nu se compare. Da? Ăla se îngrașă, se facă porci de la nașa. Da, da, da. Ține sâul pe ea. Ridic? N-am mai auzit. Și la leu a fost într-un aici, că dacă știi, știi că noi ne înțelegem bine. Noi tot anul, cam, numai acum anul trecut și acum 2 ani n-am mai fost împreunați. Dar restul în fiecare an vineam cu capre, cu tot cu câini. Vineam da. Pe aici. Vineau până aici? Da, era în toamnă, când a, da, 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 da. Octombrie, încolo, noiembrie, plecam cu ele și stăteam cu ele. El da. Cu caprele, le băga între oi da, da, și da, plecam da. Pe aici. Și anul trecut a fost, nu? Anul trecut nu, mai fost când eu a început pătatul din vreme la capre, când a scos țapii. Da, da, da. Și zice, ce fac pe aici, ploaie? Capra nu-i ca oaia. Clar. Capra alergă. Păi nu, și când ploaie ea nu stă. Când ploaie trebuie scutială, scuge la săiran. Asta zic, alergă, alergă. Aștia nu, aștia le băga sub niște pomi, aici și aici stau. Nu-i periculos. Fapt, și dacă nu au pomi, să strâng grămadă și să pomi, nu pleacă. Am văzut o știre că la munte cred că s-au băgat sub un pom. Ia, și nu știu câte oi au omorât deodată. Am văzut acum în știre. Acum, da. Da, e la Maramureș. La Maramureș, da. La 300. Dai seama. Pagubă mare. 2 3 brazi așa și au pucat raza aia că tot. Că tot flama aia sau da. Oricum a fost ceva puternic acolo, că au murit toate pe loc, cum ar fi așa grămadă. Așa da, și da, fost. Da. S-o strâns de ploaie și... Acolo pagubă. Doamne ferte, toată lumea, dacă... Uite, mielul cum suge. Da. Doamne ajută să ai noroc de ele. Mulțumesc. Să ne vedem cu bine. Sigur. Ce cu minte oaia? Da? Yeah.